pentru invitația de a avea o mică intervenție astăzi. Da, poate sunt par așa out of the context, dar nu sunt deloc în acest panel, în ceea ce privește digitalizarea. Digitalizarea este un subiect de foarte mare interes și pentru Bursa de Valori București și sunt mai multe perspective pe care aș vrea să le descriu. Prima, cea mai importantă, ne interesează în primul rând, cum zicea și domnul Rangu, mai devreme, cred că digitalizarea nu ține de un anumit sector, ține de toate sectoarele economice din România, ține de toată economia și de modul de funcționare al întregii societăți de aici, iar și de aici și interesul Bursei pentru asta. Pentru că ne interesează ca companiile care sunt deja listate sau care se doresc a fi listate să aibă cât mai mult soluții digitale implementate în modul lor de funcționare. Asta din cauza unei logici simple pe care cred că o simțim cu toții, o companie care folosește soluții digitale funcționează mai bine și poate scala business-ul mult mai repede decât o companie care nu face acest lucru. Astfel că prin acest interes ne dorim ca toate companiile sau foarte multe din companiile care vin spre bursă să fie cât mai pregătite pentru a scala business-ul cât mai mult și fără a implementa soluții digitale, cred că este aproape imposibil de a realiza acest lucru. Iar în prim, eu știu ca dovadă acest interes pe care îl avem, este relansarea programului nostru Made in Romania, care este și el digitalizat într-o anumită măsură în comparație cu edițiile anterioare, dar în care, dacă vă uitați pe lista de parteneri, avem foarte mulți parteneri din zona digitală, ca și partenerul principal în acest program este Made in Romania, dar avem parteneri și ca Dendrio, Wipet, avem parteneriate și cu asociații din zona IT Anis, avem parteneriat cu Seedlink, iar o platformă care se uită în această zonă. Cumva arată din punct de vedere al acestor parteneriate Made in Romania și a modului în care se prezintă Made in Romania dă un anumit semnal al interesului nostru pentru acest aspect al digitalizării. Ne dorim ca în platforma Made in Romania pe care o avem, companiile pe lângă, eu știu, soluții de finanțare sau soluții de organizare internă din punct de vedere al corporate governance pe care le pot afla în cadrul platformei, să-și afle și soluții de digitalizare despre partenerii noștri și nu numai. Deci cumva vrem ca acest program să fie un integrator al soluțiilor. Sperăm să ajungem acolo. Suntem la foarte început de drum. Să fie un integrator al soluțiilor pe care o companie le poate implementa pentru a-și scala business. Fie că sunt ele soluții de organizare, soluții de digitalizare sau soluții de finanțare. Un al doilea, deci da, programul Made in Romania dă semnalul acesta despre interesul nostru. Ne dorim foarte mult ca foarte multe companii, din ce în ce mai multe companii, să acceseze soluțiile pe care consultanții noștri le oferă în cadrul acestei platforme. Eu știu, a doua unghi din care ne uităm este prezența companiilor din tehnologie pe bursă. Tehnologia produce 7% din GDP-ul României. Proporția asta nu se regăsește pe piața de capital. Ne dorim din nou ca cât mai multe companii din tehnologie să fie prezente pe bursă, să se listeze pe bursă. Acest lucru, bineînțeles, pe lângă diversificarea pe care o oferă și expunerea pe care ar oferi-o investitorilor pentru un sector foarte important, din ce în ce mai important al economiei din România, ar fi și o altă mod de a promova companiile astea și soluțiile pe care le au în cadrul mediului economic din România. Deci suntem foarte interesați de acest sector și suntem foarte interesați să avem din ce în ce mai multe companii din sectorul tehnologic listate la bursă. Avem un început, sunt câteva companii din sector pur tehnologic care s-au listat pe segmentul nostru, mai ales pe segmentul aero și ne dorim ca din ce în ce mai multe companii din acest sector să vină spre bursă. Bursa fiind, eu știu, o soluție perfectă de finanțare a proiectelor pe care probabil le au de creștere și de scalare a business-urilor lor. Și un al treilea unghi cu care aș dori să închei este digitalizarea modului de funcționare a pieței de capital în sine, da? Pentru că și aici
Bine, noi avem o mare componentă digitală în modul de funcționare, tot sistemul de tranzacționare, de post-tranzacționare se desfășoară în mediul digital, dar cred că ne dorim să implementăm și alte soluții. Unii brokeri deja au început, mai ales soluții de onboarding al investitorilor, și noi dorim să facem să implementăm astfel de soluții care să ajute investitorii și mai ales brokerii să profileze și să identifice clienții, și avem un proiect pe care l-am anunțat anul trecut împreună cu parteneri de la OraChain la nivelul depozitarului central. Vrem să dezvoltăm și o soluție care să ajute acționarii în cadrul companiilor. Deci visăm așa la o piață de capital în care totul se desfășoară în mediul digital. Toate, până și onboarding-ul și procesul de IPO, să zicem onboarding-ul companiilor în piață de capital, să se desfășoare în mediul digital, și aici probabil să avem o colaborare și cu Autoritatea de Supraveghere Financiară. Deci cumva acesta ar fi trendul, să facem viața cât mai ușoară atât a companiilor, cât și a brokerilor și a emitenților, în modul lor de a activa pe piața de capital din perspectivele pe care le au. Cam atât aș fi zis. Încă o dată vreau să punctez, este un subiect de foarte mare interes pentru noi și sperăm să avem atât companiile care vin la bursă să fie cât mai digitalizate, cât și piața de capital în sine să ajungă la un punct în care să fie 100% digitală. Nu cred că este imposibil de realizat acest lucru, cred că este perfect fezabil și cu o colaborare strânsă între participanții la piață putem ajunge în acel punct. Mersi, Adina. Vă mulțumesc. V-aș întreba și pe dumneavoastră dacă ați avut parte la Bursa de Valori București sau dacă aveți cunoștință din piață despre atacuri cibernetice în ultima perioadă asupra brokerilor. Nu m-am pregătit pentru că trebuia să întreb pe colegul meu, dar eu n-am, pentru la mine nu a ajuns astfel de atacuri la punct. Probabil că colegii mei din departament știu mai multe detalii din departamentul tehnologic, dar nu știu să fi întâmplat ceva serios în această perioadă. Legat de ținerea adunărilor generale la emitenții de la BVB online, știu că sunt câteva companii care au adoptat acest demers. Ne puteți spune ceva și despre instituția BVB, dacă pe viitor vom avea astfel de adunări online? Asta ne dorim. Sunt și soluții, mai multe soluții. Noi o să dezvoltăm și noi una dintre ele, cum este e-vote, da? În care mijlocesc acest lucru. Bineînțeles, asta ne dorim și cred că vom realiza în perioada imediat următoare, vom realiza acest, pentru că este perfect normal să dăm posibilitatea acționarilor să voteze la distanță, nu numai prin e-mail sau prin corespondență, să poată face acest lucru și printr-o platformă și să poată face acest lucru într-un mod dinamic, fără să mai fie nevoie să vină în sală. Da? Deci modul de organizare probabil va fi, vrem să ajungem la un mod de organizare mixt. Cine dorește să folosească canalele clasice de transmitere sau să vină în sală, să o poată face, dar să adăugăm și această soluție digitală de vot în cadrul adunărilor generale. Și în final, foarte pe scurt, v-aș întreba și cum vedeți competiția cu platformele de tranzacționare, să zic, externe, care se adresează investitorilor români din punct de vedere al tehnologiei. Sunt foarte ușor de folosit acestea. E o competiție foarte strânsă, e o competiție serioasă, aș putea spune, da? Ne dorim să avem și noi, trendul este și cred că toată comunitatea de broker își doresc să ajungem și ca și local să avem astfel de soluții implementate. Nu trebuie să uităm că platformele acestea care există pe piețe externe, da, într-adevăr arată foarte bine, dar nu trebuie să uităm că e un dezechilibru în ceea ce privește finanțarea acestor platforme și ceea ce se întâmplă local. Sunt băgați sute de milioane de euro în astfel de platforme, deci cumva trebuie să vedem și această realitate. Însă, da, cred că putem ține și noi pasul cu ele și putem implementa astfel de soluții. Cum am zis, sunt brokeri care deja o fac și nu cred că vom avea o problemă să ținem pasul cu aceste lucruri, mai ales că tehnologia ar trebui să devină din ce în ce mai accesibilă și din ce în ce mai ieftină.
Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție și pentru răspunsuri. Vă urez mult succes în continuare și în digitalizare, pe lângă atragerea investitorilor la Bursa de Valori București. Mulțumesc mult, Adrian. Și mult succes.